Hei, hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? Astăzi vă aduc în atenție câteva lucruri mai puțin cunoscute despre Castelul Bran. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați fost acolo, însă poate nu toți știți că este cel mai vizitat obiectiv turistic din România. Acesta aduce un profit de 1 milion de euro pe an. În celebrul clasament alcătuit de revista americană Forbes, Castelul Bran este evaluat la 140 de milioane de dolari și este printre cele mai scumpe proprietăți din lume. Postul TV CNN a inclus acest castel pe lista celor mai frumoase 10 construcții medievale din lume. De asemenea, pare greu de crezut într-o țară ca România, în care spunem că nu știm să valorificăm potențialul turistic, că 1 milion de turiști din toate colțurile lumii vizitează castelul. În acest moment, proprietar al castelului este arhiducele Dominic de Habsburg, care a intrat în posesia lui în 2006, de fapt în 2009, întrucât pentru o perioadă de 3 ani, castelul a mai funcționat ca muzeu, fiind administrat de statul român. Dar haideți să facem o scurtă istorie a acestuia. În anul 1211, regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește cavalerilor teutoni țara Bârsei. Încerca astfel să îi atragă în regiune pentru a apăra granița de sud-est a Transilvaniei de cumani și pecenegi. Dacă vă doriți să aflați mai multe lucruri interesante despre cavalerii teutoni, puteți urmări videoclipurile destinate acestora, pe care am să le menționez în descriere. Cavalerii teutoni ridică o fortăreață de lemn pe un colț de stâncă, într-un loc numit Bran. După coordonatele din zilele noastre, acesta se află la 30 de kilometri sud de Brașov, pe șoseaua ce leagă orașul Brașov de Câmpul Lung Mușcel. Locul era ales strategic, fiindcă oferea o vizibilitate foarte bună spre dealurile învecinate, spre Valea Moeciu și țara Bârsei. După cum bine știm, cavalerii teutoni au părăsit Transilvania doar după 10-12 ani. În anul 1377, sașii, o populație de origine germană stabilită în Transilvania în secolul XII, obțin de la regele Ungariei Ludovic I, numit cel Mare, privilegiul de a construi un castel, o cetate de piatră. Pe banii lor, bineînțeles. La această construcție participă sașii din întreaga regiune a Brașovului. 11 ani a durat construcția. Aceasta a fost finalizată în 1388 și avea un dublu rol, acela de vamă, aici se reținea 3% din valoarea mărfii care intra și ieșea din Transilvania, și cel de fortăreață. Castelul avea o garnizoană permanentă alcătuită din trupe de mercenari, iar castelanul Branului era ales de rege din rândul sașilor și îndeplinea și funcția de vicevoievod al Transilvaniei. Timp de mai bine de 100 de ani, castelul Bran a îndeplinit un rol militar activ în sistemul de apărare împotriva Imperiului Otoman sau în lupta pentru stăpânirea Transilvaniei. Astfel, în 1395, Sigismund de Luxemburg, împărat german și rege al Ungariei, pleacă de aici în fruntea unei armate care îl alungă din scaunul țării românești pe Vlad Uzurpatorul, rivalul lui Mircea cel Bătrân. Mai mult decât atât, în 1407 îi trece acestuia castelul Bran și Bologa, pentru a le folosi ca bază de retragere în cazul în care ar fi fost atacat de turci. Branul rămâne sub autoritatea țării românești până în 1419. În anul 1427 trece în proprietatea Ungariei.
În 1441, Iancu de Hunedoara îi înfrânge pe turci care năvăliseră în Transilvania și în urma acestei lupte conștientizează importanța strategică a castelului și întărește privilegiile locuitorilor Brașovului. Și ajungem într-un punct important pentru imaginea castelului Bran, și anume relația sa cu domnitorul Vlad Țepeș. O relație foarte profitabilă pentru castel, care face o mulțime de bani pe seama domnitorului și total păgubitoare pentru domnitorul Valah. Nu reluăm mitul contelui Dracula, o speculație literară care a deteriorat atât de mult imaginea, de altfel respectabilă, a unui mare domnitor român, care nu ieșea cu nimic în evidență prin cruzime față de obiceiurile epocii sale. Îmi propun să vorbim cândva despre metodele rafinate de tortură pe care le practicau principii luminați ai multor state europene și chiar creștina biserică catolică. Dar să ne întoarcem la Bran și legătura acestuia cu Vlad Țepeș. Ei bine, în timpul primei sale domnii, 1448, acesta este aliat cu Branul și Brașovul, împotriva pericolului pe care îl reprezenta Imperiul Otoman. În timpul celei de-a doua domnii, între 1456 și 1462, sașii de la Bran și Brașov măresc taxele vamale și se declară împotriva domnitorului, susținându-l pe rivalul acestuia, Vladislav al II-lea. Ei fac demersuri pe lângă regele Ungariei să-l schimbe de pe scaunul țării românești. Și ce face Vlad Țepeș, urmaș de basarabi? Atacă Brașovul, arde suburbiile orașului și omoară sute de sași. Iar aceștia s-au răzbunat prin trimiterea de scrisori denigratoare la toate marile cancelarii europene cu care aveau legături comerciale. Dar să depășim momentul și să mergem mai departe cu istoria castelului Bran. Din 1498, scaunul Brașovului închiriază cetatea Branului pe 10 ani, pentru suma de 1000 de florini, având drept de folosință atât a castelului cât și a vămii. Chiar și după 1541, când turcii cuceresc regatul ungar, contractul de folosință a castelului și cetății este prelungit. În sfârșit, brașovenii reușesc să cumpere castelul în anul 1651 de la principele Gheorghe Racoții al II-lea și rămân în proprietatea lor și după 1687, când Transilvania devine parte a Imperiului Habsburgic. Ajunge pentru prima dată în posesia unei persoane particulare în 1920, când Consiliul Orășenesc Brașov l-a donat reginei Maria României pentru a deveni reședință regală. La moartea reginei în 1938, castelul a fost moștenit de principesa Ileana, care a locuit aici, unde, în timpul celui de-al doilea război mondial, a înființat un spital. În 1948 acesta a fost naționalizat de statul comunist, amenajat ca muzeu de artă și istorie feudală și a fost deschis publicului în 1956. După evenimentele din 1989, castelul este revendicat și retrocedat moștenitorilor principesei Ileana, arhiducele Dominic de Habsburg, Maria Magdalena Holzhauser și Elisabeth Sandhofer. Anul acesta, 2021, arhiducele a rămas unic moștenitor prin decesul ultimei sale surori. Este fiul arhiducelui Anton de Habsburg și al principesei Ileana a României și a moștenit titlurile de arhiduce de Austria și mare duce de Toscana. Înaintea retrocedării către moștenitorii principesei Ileana, colecțiile aparținând statului au fost mutate la Muzeul Național Bran, castelul fiind mobilat de familia de Habsburg cu obiecte din colecția personală.
Personalul care a lucrat în serviciul administrativ al castelului semnalează mai multe evenimente neobișnuite care se petrec aici. Noaptea se aud urme de pași, zgomote de voci, murmure, se închid și se deschid uși, se aprinde și se stinge lumina, se zăresc umbre luminoase mișcându-se dintr-o încăpere în alta. Nu știm de ce spirite este bântuit castelul Bran. Eu l-am vizitat anul acesta împreună cu alți zeci de turiști, mi-a plăcut și am văzut, dincolo de amenajarea actuală cu obiecte care au aparținut familiei regale a României, am văzut 700 de ani de istorie, de istorie a unei regiuni românești care a trecut prin mai multe stăpâniri și a supraviețuit. Sper ca mica mea incursiune istorică să nu vă fi plictisit, ci doar să vă trezească interesul pentru a merge și a vedea un castel construit în anul 1377. Atât pentru astăzi, dragii mei. Dacă sunteți interesați de prezența cavalerilor teutoni în România, vă invit să urmăriți videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!